Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul Jucării Disney! Azi vă prezint nu una, nu două, ci trei mașini de gunoi! Am ales trei pentru că nu m-am putut hotărî care îmi place cel mai mult. Să începem cu cea de la Speed Track. E cea mai mică dintre cele trei, dar îmi place foarte mult! Setul conține și un container și împreună fac parte din colecția camioane utilitare. Wow, vreau să le colecționez pe toate! Haideți să o scoatem din cutie! Camionul are 6 roți care se învârt. Și uitați câte detalii, wow, ca un camion adevărat! Wow, are lumini și sunete! Aici se pune containerul de gunoi. Wow, capacul se deschide și gunoiul cade înăuntru! Iar când e plin, îl poți descărca. Următoarea mașină de gunoi este un camion utilitar cu fricțiune. Să-l scoatem din cutie. Ce e special la acest camion și de ce l-am ales e pentru că dacă îl împingi, merge singur. Wow! În plus, îl putem deschide. Uitați cât spațiu, wow! Pe sus putem verifica dacă e plin de gunoi, iar dacă e, îl putem chiar descărca de la buton, wow! Să vedem și ultima mașină. E un mega camion de gunoi cu lumini și sunete. Uitați cât te poate face, wow! Pe lângă faptul că e gigant. Haideți să-l scoatem din cutie. Oare unde duce scărița asta? Wow, sunt două containere pe roți! Aici avem alte scări pe care șoferul se urcă și uitați, ușa se deschide! Are claxon! Iar când îl apăsăm, se aprind și farurile, wow! Și deasupra cabinei avem două butoane. Iar dacă îți plac motoarele, cabina se ridică și poți repara motorul. Pe cealaltă parte avem încă o scară și o mătură care se poate da jos, să putem strânge mai bine gunoiul, nu? Să vedem cum funcționează. Uitați, are și compactor pentru gunoi, wow! Iar când am terminat, ridicăm partea din spate și de la butonul acesta descărcăm tot gunoiul, wow! Ok, prieteni,
Aștept să-mi spuneți care e preferatul vostru. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru multe alte videoclipuri cu jucăriile voastre preferate. Pa, pa!